România Actualități cu Maria Țoghină. Am învins lupta cu cancerul, construiește primul teatru privat din istoria contemporană a României. Organizează anual singurul festival de teatru independent, se bazează pe intuiție și instinct. Iar recent a inaugurat stagiunea teatrală de toamnă a Arcub cu Cineva are să vină. Talentata regizoare și scriitoare Cris Simion Mercurian este invitată a acestei ediții a Serviciului de Noapte. În partea a doua a emisiunii ni se va alătura prin videoconferință și Miruna Ionescu, artistă și manager cultural. Ca de fiecare dată avem două linii telefonice la care ne puteți suna pentru a interveni în direct: 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje pe pagina de Facebook România Actualități, unde transmitem live video. Cris Simion Mercurian, recunoscută pentru viziunea modernă, originală și curajul estetic, a absolvit două facultăți, teatrologie și regie. A debutat la 16 ani și a regizat peste 40 de spectacole. În adolescență a primit o bursă de un an în India. Pe lângă cariera ei în teatru, Cris este și scriitoare, având mai multe cărți publicate. 40 de zile, în fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine, ce ne spunem când nu ne vorbim, imperativele adolescenței și dicționar de optimisme. Cris, bine ai revenit la Serviciul de Noapte! Bună dimineața! M-am uitat și am documentat emisiunea și am văzut că din 2019 nu ne-am mai întâlnit la Serviciul de Noapte, aș spune eu, cu puțin umor amar sau dulce amărui, înainte și după pandemie. Între timp am trecut prin această pandemie care a schimbat mult să în nu ceea cobești. Ce gândeam. Nu cobesc și nici nu spun că va fi mai rău, pentru că întotdeauna eu cred că va fi mai bine. După cum spuneam, activitatea ta este bine cunoscută publicului larg. Romancieră, regizor de teatru, scenograf, dramaturg, scenarist, fondatoare, creatoare, de fapt, a Festivalului Național de Teatru Independent, dar și cea care și-a dedicat ultimii 6 ani proiectului Grivița 53, primul teatru privat din istoria recentă, realizat prin donații publice. Discutam despre acest proiect și în 2019, era undeva la început de decembrie, de Moș Nicolae, așa, în preajma zilei de Moș Nicolae, și atunci era în studio aici împreună cu soțul tău, cu Tiberiu. Îl salutăm acum dacă recepționează Radio România Actualități, fie ne urmărește pe Facebook, fie ne urmărește pe site-ul România Actualității. Ne întoarcem la proiectul Grivița 53, despre care vorbeai atunci ca despre un proiect pe care vrei să-l vezi finalizat, dar care iată acum prinde contur. Care este stadiul acestui proiect? Față de 2019, acum am intrat în faza concretă, adică din 1 martie am demarat șantierul și suntem în grafic o întârziere de o lună, pentru că am întâmpinat câteva neprevăzute, dar mai avem, cred că, 3 săptămâni până ieșim la cota zero. Suntem în continuare în faza în care strângem ctitori, pentru că mai avem nevoie de 500.000 de euro să finalizăm construcția. După cum știți, sau poate că ar trebui să reamintesc ascultătorilor, pentru că nu este un proiect în care noi am făcut o promovare foarte agresivă și atunci am întâlnit oameni care încă nu au aflat că în București se construiește un teatru de la zero după mai bine de 80 de ani, pentru că în 1946 a fost ultima inițiativă privată în acest sens. Era semnată de inginerul constructor Liviu Ciulei, care cu banii lui de acasă a construit pentru fiul lui, regizorul Liviu Ciulei, actualul Teatru Nota Arad, de care noi ne bucurăm de aproape 80 de ani. Noi în 2016 am demarat acest proiect, în momentul în care eu am vândut casa bunicii mele și cu banii pe
care am obținut pe casa aceea, am cumpărat terenul din calea Griviței, un teren pe care l-am căutat 8 luni de zile. Puteam să fac part-time în imobiliare împreună cu soțul meu, cu Tiberiu. Și ni s-a arătat acest teren și în momentul în care am fost acolo, pentru că una din condițiile pe care le puneam agenților imobiliari era să fie un teren cu energie pozitivă, ceea ce era destul de SF ca temă, ca to-do pentru un agent imobiliar, dar am nimerit unii cu foarte mult umor și care au înțeles partea mea creativă. Și atunci s-au încăpățânat să găsească acest teren cu energie pozitivă și l-au găsit. Și în 2017, pentru că nu am avut mai multe case ale bunicii să le pun la bătaie, am demarat o campanie de strângere de fonduri, pentru care mă felicit și le mulțumesc tuturor celor care s-au asociat și au devenit parte din acest vis, pentru că cu siguranță dacă aș fi avut mai mulți bani, i-aș fi pus la bătaie pe toți să construiesc acest teatru, însă nu aș fi avut bucuria pe care mi-a întors-o această energie comună a tuturor celor care au intrat și acest împreună, pentru că în demersul nostru există acest cuvânt, care e mai mult decât un cuvânt, este o atitudine, o alegere. Grivița 53, primul teatru construit împreună de la zero. Și acest împreună a întors parte din realitatea de care noi ne bucurăm astăzi, pentru că oamenii și-au cumpărat cărămizi, au intrat cărămizi la propriu, adică o cărămidă este 53 de euro. Cum v-a venit ideea cărămizilor și cine a lucrat la aceste cărămizi? Păi ne-a venit ideea în momentul în care ne-am dorit să share-uim acest vis cu toți cei care visează împreună cu noi, care visează să lasă o moștenire culturală Bucureștiului, care sunt conștienți de faptul că trecerea noastră pe aici este temporară și că este extrem de important ce lăsăm în urma noastră, generațiilor care vin după noi, că este vital să nu te mai lamentezi și să nu mai contempli și dacă vrei să schimbi, să acționezi. Și ne-am gândit că simbolul cărămizii este, conține și o mistică și o metafizică, și că dacă am ajuns în punctul în care să cumpărăm un teren și să invităm comunitatea să participe, este clar și-a băgat coada Dumnezeu în toată povestea asta, pentru că este suprarealist proiectul. Dacă stau și mă întorc în urmă cu 7 ani, în 2016, dacă mi-ar fi spus cineva ce Chris, urmează să trăim, și nu, dacă ne-ar fi avertizat ce urmează să trăim, Kafka e mic copil, adică, sau și Eugen Ionesco e depășit de tot ce am trăit noi. Deci această comunitate a devenit parte... Sunt curioasă cine sunt, hai să spunem, stâlpii comunității. Tibi ți-a fost alături de la început, soțul tău. Tiberiu a fost primul om care a validat ideea nebună și care nu numai că nu mi-a tăiat aripile, mi le-a încurajat și a mers cu mine de mână secundă de secundă, după care toată echipa proiectului, de la arhitect, la absolut toți partenerii, sponsorii, când intrați pe site, pe Grivița 53, există o rubrică acolo care se numește Prieteni, Parteneri și chiar o să vă rog să intrați să vedeți câți sunt. În momentul acesta sunt peste 11.000 de ctitori, de persoane fizice, care au această cărămidă, plus câteva zeci de firme importante care s-au asociat. Și spun întotdeauna că eu am avut inițiativa, dar fără această implicare nu aș fi putut să fac nimic. E clar că acest proiect este parte din sufletul mai multor oameni și parte din sufletul acelora care chiar vor să schimbe real, nu doar spun că vor să schimbe. Și în 2019 a apărut un grant, un concurs în cadrul Ministerului Culturii la UMP,
A fost deschis un concurs de proiecte culturale la care noi am aplicat, iar în 2021 am fost declarați eligibili. Este vorba de granturile SEE 2014-2021 prin programul RoCultura, unde noi am accesat și am câștigat 2 milioane de euro, ceea ce a însemnat enorm, pentru că 70% din proiect avea o garanție financiară. Noi urma să venim în acest parteneriat cu 20% pe care i-am putut acoperi din donațiile și sponsorizările pe care le strângem. Dar înțeleg că încă mai aveți nevoie de finanțare și poate că este important să le spunem oamenilor cum pot să susțină acest proiect și să susțină acest vis care nu este doar al tău, dar este în principal al tău. Încă mai avem nevoie de bani pentru că bugetul pe care noi l-am făcut în 2016 nu mai are legătură cu realitatea lui 2023. S-au schimbat foarte multe în cei 7 ani, de la costurile materialelor de construcție la neprevăzute care au apărut în șantier. Și cum pot să devină parte din acest vis intrând pe site-ul Grivița 53, www.grivița53.ro, și achiziționându-și cărămida ctitor, o comandă. Cărămida vine prin curier, transportul este gratuit, noi trecem numele fiecărui ctitor pe această cărămidă și ulterior îl vom trece în foaierul teatrului. Și da, acum este o cărămidă simbol și mâine, adică mâine, chiar mâine, pentru că un an de zile este atât de un timp atât de scurt încât pe vremea aceasta la anul vom vorbi de Grivița 53 finalizat. Mai avem mai puțin de un an de zile termenul limită în care noi trebuie să finalizăm construcția. Cum arată acum șantierul, ca să spunem așa? Pentru că știu că ai fost de la prima etapă, de la primul moment acolo pe șantier. Păi eu vă spuneam la început că mai avem 3 săptămâni și ieșim din pământ. Este extrem de emoționant și de aproape imposibil de cuprins, deși îl vezi real cum crește și cum devine realitate. Dar este încă imposibil pentru mine. Emoțiile sunt atât de puternice atunci când merg acolo, încât le simt în toate celulele corpului meu. Cum va arăta teatrul? Să le descriem ascultătorilor, să intre pe site, dar poate că este mult mai important să le creezi tu în cuvinte imagini pentru cei care poate nu sunt atât de familiarizați cu... Atunci dați search pe Google și căutați grivița53.ro ca să vedeți imaginea. Este un mix între o casă de patrimoniu clasă B, o casă negustorească, pe care noi am integrat-o în proiectul de arhitectură. Am păstrat tot ceea ce ne-a recomandat studiul istoric să păstrăm și am integrat-o în clădirea nouă, considerând că este important pentru un cartier istoric pe care noi vrem să revitalizăm, să nu declasăm, să nu dărâmăm imobilul, ci să găsim o soluție în care să poată să fie integrat. Ce funcționalități va avea teatrul? Va avea scena, o sală principală? Două săli principale, foaierul, care va fi un spațiu multifuncțional în sensul în care vom putea să expunem în foaier. Va avea o cafenea ceinărie, o bibliotecă. Cam atât, nu este un teatru mare, mare relativ, mare în sensul în care, adică nu vă gândiți că o să fie teatru național, este un teatru mediu cu o sală de 150 de locuri și cu a doua sală de 100 de locuri, dar cred eu că nu dimensiunea lui fizică este importantă, ci demersul artistic pe care noi ni-l dorim în interior și ceea ce acest teatru va reprezenta ca simbol atât pentru București cât și pentru România. Pentru că
va fi un reper cultural, va fi un exemplu, va fi o victorie a societății civile, pentru că așa va fi. Îi salutăm pe cei care ne urmăresc și pe Facebook și cei care sunt pe frecvențe. Le reamintim și numerele de telefon la care ne pot suna: 021-312-1054 sau 021-312-3644. Iată, Olivia Stan ne scrie pe Facebook că și-ar dori și în orașul istoric Alba Iulia un teatru, pentru că acolo nu există niciun teatru pentru adulți. Probabil că e nevoie și acolo de cineva care să viseze și să treacă de la vis la realitate. Cât de dificil este să treci de la vis la realitate și care au fost obstacolele pe care le-ai întâmpinat? Ai avut momente în care ai spus mai bine renunț sau poate nu e drumul perfect, pentru că sunt convinsă că nu totul a fost așa, ca să spun, ca la carte și te-au așteptat și totul s-a deschis în fața acestui demers. Probabil că ai avut și obstacole de trecut și provocări. Aici am un avantaj, educația pe care am primit-o și faptul că am învățat și apoi am testat și am descoperit pe propria piele că un obstacol este o șansă și este o posibilitate prin care tu te poți testa. Și cel puțin în meseria mea, obstacolul întotdeauna a fost binevenit, pentru că mi-am testat pasiunea, mi-am testat nevoia, mi-am testat curajul. Așa că toate obstacolele și-au fost foarte multe și unele, mă repet, dar subliniez prin această repetiție, unele au fost aproape absurde, au fost încercări care nu ne-au demonstrat decât că suntem pe șina corectă și că atâta timp cât arzi și că îți dorești ceva cu tot sufletul tău și simți că ești pe drumul bun, atunci merită orice efort, orice sacrificiu, numai presus de suflet. Am zis întotdeauna că nu există niciun proiect mai presus de sufletul meu, că dacă nu-mi identific viața cu profesia sau cu visurile pe care le am, știu să stabilesc foarte bine limita și dacă s-ar fi depășit această limită, nu aș fi ajuns ca în Faust. Deci totul are, ca să spun așa, totul are un preț, mai puțin sufletul, care este în momentul pentru tine este neprețuit și de nenegociat. Și așa a fost întotdeauna și așa va rămâne. Și au fost secunde în care m-am întrebat dacă nu-mi doresc mai mult decât pot să duc sau dacă încercările, obstacolele care apar nu sunt de fapt semnale că trebuie să mă opresc și am avut curajul să mă gândesc că pot să pierd totul și că sunt dispusă să pierd dacă ar fi trebuit să-mi pun la bătaie sufletul. Cris, sunt curioasă, pentru că ai vorbit despre cei care deja au intrat în acest precip, care te-au sprijinit și au fost alături de tine și jurnaliști și personalități din lumea artistică și personalități din societatea civilă și medici, probabil că și politicieni, unii dintre ei au susținut acest proiect. Oare cum ai reușit să coagulezi aceste energii și să-i faci pe toți să se alăture acestui proiect? Dar dintre toate poveștile acestea, dintre toți acești oameni, este o poveste specială pe care ai vrea să o spui? Este ceva legat de acest teatru? Un gest al cuiva care te-a impresionat? Sunt foarte multe și nu aș vrea să mă opresc la una singură, că ar fi nedrept, dar cred că e foarte important de subliniat faptul că nu m-am adresat funcțiilor nicio secundă, m-am adresat oamenilor și cred că asta ne unește, că indiferent, dincolo de meseria pe care o ai, toți avem același numitor comun și acolo ne întâlnim. Și da, au fost, adică cred că fiecare om care a intrat în acest proiect are o poveste și are, adică, povestea lui care l-a determinat să fie parte din acest vis. Și mie asta mi se pare esențial, că într-un moment în care foarte mulți oameni credeau că nu mai avem nicio șansă să vibrăm în direcția unei construcții și a unei revitalizări și unei reconstrucții, uite că
s-au strâns și s-a strâns o comunitate extrem de sănătoasă și, cred eu, importantă. Sunt peste 11.000 de oameni. Ce fel te invit să visăm în continuare și să ne imaginăm că a trecut acest an? Ce fel de stagiune visezi pentru acest teatru? Cum îl vezi dezvoltându-se pe latura artistică? Pentru că ceea ce spuneai tu este că dincolo de clădire, dincolo de ziduri, de ceea ce ctitorim, există un suflet. Acest suflet are o formă de exprimare artistică, în primul rând. Iar aici ai iarăși un rol important. Este construit ca demers artistic pe experiența pe care am avut-o și experiența mea a fost concentrată pe un mix între literatură și teatru, așa că stagiunea din Grivița va fi mare parte construită pe dramatizări, pe texte fundamentale din literatura universală și din literatura noastră, texte majore, și o parte din repertoriu va fi creat pe dramaturgie unică. Dramaturgie în premieră scrisă special de dramaturgi sau scriitori, atât din România cât și din străinătate, care acceptă invitația de a scrie pentru Teatrul Grivița 53. Da. Dincolo de demersul artistic al teatrului, va exista o secțiune de terapie prin artă, unde vor fi dezvoltate ateliere de teatru, de dans, de scriere dramatică, de mișcare, de scenografie pentru partea terapeutică. Va fi o zonă de conferințe și încercăm să menținem acest program constant, adică să nu fie accidental o dată pe lună sau să încercăm să-l transformăm într-o rutină, pentru că de ce s-ar mai naște un teatru dacă nu vine cu ceva fundamental nou, modern, contemporan, în vibrația omului de astăzi, cu tematici care să-l intereseze și care să-l miște și care, pe scurt, mi-aș dori să fie un spațiu care să te transforme, să nu te lasă să ieși de la un eveniment fără senzația că ai trăit o experiență și să ieși modificat, cu teme pentru acasă. Zâmbesc pentru că mi-am amintit că ai debutat în adolescență și mă întrebam dacă acest teatru va fi și un teatru în care adolescenții se vor regăsi. Când făceam spectacolele în Lăptăria lui Enache, 2006-2010, așa am fost poreclită, regizoarea care adună puștimea la teatru. Cred că ăsta este acesta e primul target pe care aș vrea să-l ating. Să fie teatru plin de oameni tineri și de la adolescenți, studenți, ăsta e vibe-ul, să poți să-i convingi pe ei că ceea ce faci e necesar și să șeruiești cu ei asta. Împărtășim și noi cu ascultătorii Radio România Actualități un moment muzical, după care revenim iarăși în direct la dialogul nostru, pentru că trecem la partea a doua a dialogului nostru. Cineva are să vină, dar sigur după puțină muzică. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
despre cât de greu se construiește un teatru în România zilelor noastre, despre forța comunității, credință și cărămizile generozității, dar și despre cineva are să vină cel mai recent spectacol pus în scenă zilele acestea, discutăm în această noapte cu regizoarea Cris Simion Mercurian. Cineva are să vină este cea mai recentă piesă pusă în scenă. Cu cine ai colaborat, când a avut loc premiera și când va avea loc următorul spectacol? Este o producție Arcub. Este prima dată când colaborez cu Arcub în calitate de regizor. Este un text scris de celebrul dramaturg și prozator norvegian Jan Fosse. Cineva are să vină este un spectacol cu o distribuție minunată, Ofelia Popi și Ciprian Scurtea, cu efecte speciale create de Georgiana Roșu în timpul spectacolului live, cu scenografie făcută de Sabina și Bianca Veșteman, cu light design-ul lui Alin Popa și cu video proiecția lui Cristi Enache și coreografia Ioanei Macarie, o echipă care m-a făcut să mă simt într-un august în care toată lumea pleca la mare. Această echipă m-a făcut să mă simt că ne-am creat noi marea noastră și deși când repeți de dimineață, de la 9 dimineața până la 9 seara ar trebui să fii epuizat, mă simțeam cu o energie extraordinar de faină când ieșeam de la repetiții și rezultatul îl vedeți acum la spectacol, pentru că, da, cred că a început o altă etapă în cariera mea regizorală cu acest spectacol. Așteptam de foarte mulți ani să pot să mă exprim în această direcție. Cred că m-a ajutat foarte mult această distribuție să fac pasul, pentru că am avut o chimie totală cu ei doi. Chiar vreau să te întreb despre Ofelia Popi, cum ai ales-o și cum ați lucrat. Alegerea a fost a lor, asta a fost foarte fain, textul a fost propunerea lor și mă bucur. Neobișnuit în sens invers de regulă, regizorul alege textul după îmi care doream foarte mult să lucrez cu ei. Și l-am mărturisit asta și pentru că noi în programul în programul Rock Cultura, de care spuneam mai devreme, cu finanțat din granturile SE, trebuie să specific tot timpul acest detaliu că este important. Și fără de care noi nu am fi putut să ajungem în etapa în care suntem astăzi cu teatru. În acest contract aveam specificată promovarea dramaturgiei norvegiene și așa am ajuns la Jan Fosse, care este unul dintre cei mai importanți dramaturgi norvegieni și unul dintre cei mai importanți dramaturgi din lume contemporani. Și da, a ieșit un spectacol pe care eu îl așteptam de foarte mult timp, genul acela de spectacol pe care îl vezi și spui mi-ar fi plăcut să-l fac eu, dar acum n-am pe cine să fiu geloasă pentru că da, a ieșit. Chiar vreau să te întreb de ce ar trebui oamenii să vină să vadă acest spectacol și când va avea loc următoarea reprezentație. Știu că se următoarele... va juca la Arcub, următoarele reprezentații. Da, este producția Arcubului și se joacă în București la Arcub, în Pelipscani, sala de Pelipscani. Următoarele două reprezentații sunt deja sold out. Sunt pe 30 septembrie și pe 1 octombrie. Știu că următorul din octombrie este pe 29 și cred că trebuie să urmăriți site-ul, pentru că site-ul Arcub unde se vând biletele, pentru că s-a dus fără în țară, că e altfel. Încasările din vânzarea de bilete au o destinație specială? Nu, n-au o destinație specială, sunt ale producătorului și... Da, mă gândeam că poate merg tot în direcția construirii Teatrului Grivița 53. Mi-ai dat o idee, o să le spun. Se sugerezi. Avem un telefon în direct, îl salutăm pe ascultătorul nostru fidel, domnul Ruslan. Bun revenit la serviciul de noapte, bună dimineața! Bună dimineața noastră și stimată noastră invitată brunetă, după cum o vedeau cum imaginea, eu de regulă nu prea mă uit pe net, dar de curiozitate m-am uitat.
Deci, să știți că e roșcată atât toată ziua. Atât? Pe net apare brunetă, nu știu acum cum e la dumneavoastră acolo, dacă e, da. Atât de tânără și cu aspirații și cu visuri atât de frumoase și mărețe. Dar nu de asta v-am sunat. V-am sunat să-i pun câteva întrebări și totuși să-i trag un pic dată. Să-mi permit să-i fac o mică atenționare, că eram să vorbesc tot timp. Mă uit un pic pe proiect, pe unul din videoclipurile care majoritatea sunt în engleză, asta mă deranjează că nu știu decât română, limba română. Am văzut planul unei săli, bănuiesc că cea mai mare sală de acolo. În ultimul timp, din 2004, am lucrat pe la pompieri, ne-am mutat cu pompierii și am învățat câte ceva de la ei. Nu aveți decât o ușă dublă de evacuare și una simplă, care dă într-o scară spirală. Ați obținut și aprobarea de la pompieri pentru construire. Acum eu vă spun... Poți să vă răspund? Ca să nu continuăm în direcția aceasta? Da. Avem avantajul că este un proiect pe care îl facem de la zero, după normele actuale de incendiu, de absolut de orice. Da, avem o aprobare de la pompieri. Fără această aprobare și fără toate aprobările nu am fi putut să ne apucăm de construcție și fiind un proiect pe care, din păcate, îl realizăm după nenorocirea de la colectiv. Colectiv, da, de la colectiv. Pentru că de-aia mă uitam și la evacuare. Nu știu câte locuri are sala aceea, dar 140 de locuri. Și o ușă dublă și o ușă simplă. Adică da, suntem în normele pe care ni le solicită legea. Da, nu, asta vreau să vă spun, că s-au întâmplat atât în cazuri și e păcat că vine lumea la eu cred că discuția poate să fie, adică subiectul acesta poate să fie închis pentru că suntem în normele legale. N-am crezut, Doamne ferește, nu asta am vrut să zic, că nu sunteți în norme legale, că nu se poate mai construi ceva astăzi în ziua de astăzi fără servicii legale. Stați liniștit, că în România se poate orice. Da, nu America. România este țara tuturor posibilităților, nu America. Asta e adevărat, că vedem ce se întâmplă zi cu zi. Dar îmi cer scuze dacă ați considerat că am intervenit greșit. Nu, dimpotrivă, să știți că, în primul rând, uman, mi se pare foarte bună remarca dumneavoastră, dincolo de partea legală. Adică... Da, m-am uitat un pic, de regulă nu fac... E foarte bine că ați pus această întrebare și acum și toată lumea știe că suntem acoperiți. Dacă mai aveți o întrebare, domnul Ruslan, dacă nu... Mult succes și... Ați spus că aveți mai multe întrebări. Păi, nu... Da, e în ordine. Mai multe întrebări. Am zis că vreau să iau și eu, că vină de asta o să fac eu... fără să știți dumneavoastră cu ea. Da. Vă mulțumim că aveți cumpărat o cărămidă pentru Teatrul Grivița 53 și mulțumim pentru frumos, intervenția dumneavoastră. Mulțumim. Ne întoarcem la cineva are să vină. Care este mesajul acestui spectacol? Nu dau spoilere. Nu dau spoilere pentru că este o temă aparent banală. Dar care este impecabil folosită de genialul Fosse. Frica în cuplu, de apariția celei sau celui care oricând poate să strice echilibru sau armonia. Și ne oprim aici, însă remarc faptul că ori de câte ori ne întâlnim, discutăm despre punerea în scenă a unei piese de teatru în care cuplu este de fapt în centru. Da, nu știu, da. Abar n-am. Și în 2019 vorbeam tot despre o piesă de teatru care era legată tot de căsnicie și problemele de cuplu.
Dar, da, aici e mai mult, aici, aici e o metaforă impecabilă. Să nu spunem mai mult decât e cazul, să-i lăsăm pe oameni să fie curioși și să vină și să vadă piesa de teatru, să se bucure de Ofelia Popi, pe care nu o vedem foarte des jucând la București, și asta este un lucru pe care trebuie să-l menționăm. Amândoi sunt actorii teatrului din Sibiu. Ofelia este cunoscută în primul rând pentru remarcabila interpretare a lui Mephisto din Faust, și pe Ciprian Scurtea îl știu foarte mult din Hamletul pe care l-a făcut. Sunt doi actori pe care, da, îi vedem rar în București și merită să-i cunoașteți acum. Ofelia am reținut-o de când am fost la Sibiu în 2007 la premiera lui Faust, pentru că eram atunci acolo și a fost într-adevăr un spectacol memorabil pe care nu-l poți uita dacă ai fost și ai văzut-o acolo. Cu greu te poți desprinde de ceea ce se întâmplă. De aceea cred că mulți dintre bucureștenii care s-au dus special pentru Faust la Sibiu vor fi atrași de această provocare extraordinară de a veni și a o vedea aici la Arcub. Cum a fost 2023 pentru tine? Hai să mergem și mai departe de cineva are să vină. Suntem în 2023. Suntem, dar deja au trecut primele 9 luni ale anului și o să te întreb și cum va fi finalul de an, dar sunt curioasă cum au fost aceste prime 9 luni. Încep cu ce e mai important și recent, cu faptul că am oprit tratamentul oncologic după 5 ani și jumătate, că acum am revenit. Aceasta este o victorie, o mare victorie. Da, o victorie o ai în fiecare zi în momentul în care treci printr-un diagnostic oncologic, deci nu știu cât de mare sau cât de mică este, dar este un moment extrem, extrem de important, pentru că revine corpul la natură, la ce știa el, la cum știa să funcționeze înainte de chimioterapie, radioterapie și tot ce am băgat în mine 5 ani și jumătate. Apoi faptul că a început șantierul pe 1 martie, iar a fost un moment extrem de puternic, pentru că e pasul, trecerea de la ficțiune, de la idee, la concret, la realitate. Că urmează să dau spre tipar, după 20 de ani, ultima parte a trilogiei Destinului. Trilogia Destinului are două părți și în sfârșit anul acesta o să pot să scot la lumina tiparului ultimul volum. Primul volum este Ce ne spunem când nu ne vorbim, al doilea volum este 40 de zile și al treilea volum nu voi spune cum se numește. Dar sperăm să-l lansez la Târgul de Carte Gaudeamus. Nu cred. Nu cred, pentru că acum repet Nora de Ibsen la Teatrul Național și nu vreau să învăț să trădez. Când sunt băgată într-un proiect, sunt acolo cu tot sufletul și după ce scot premiera de la Nora, care când se întâmple 10, 11, 12 noiembrie, abia atunci o să pot să mă apuc de ultima 100 de metri, ultima corectură de la carte. Deci pentru iubitorii lui Ibsen și iubitorii tăi? Da. 10, 11, 12 noiembrie. Noiembrie, premiera Nora de Ibsen. Până atunci, Arcub, Metropolis, da. Că se joacă la Metropolis, două spectacole pe care le-am făcut. Ce spectacole? Hai să le menționăm. Domnul Ibrahim și Florile Coranului și Dragostea durează 3 ani. Se mai joacă la Teatru Stella Popescu. Doamne ferește. Deci Anatomia unui clișeu. Am avut pentru câteva secunde heblu. Nu știam cum se numește spectacolul pe care l-am făcut. Și la Arcub cineva are să vină. Deci sunt câteva spectacole pe care le-am făcut. Și da, deci o să te rog peste câteva minute să și citim
din ce ne spunem atunci când nu ne vorbim. Trebuie să le spunem ascultătorilor că și colega noastră Adriana a venit cu două cărți și te-a rugat să-i dai autografe, iar eu te-am rugat să citești pentru că nu ai citit la Radio România din aceste cărți, dar înainte de a citi din cărțile tale, o să mai luăm un telefon. Este vorba de doamna Maria Ștefania. Bună dimineața, bun venit la serviciul de noapte. Bună dimineața. De fapt este Maria Ștefan, dar ceea ce este extraordinar pentru mine este că dumneavoastră, Maria Țoghina, ați ales în această seară pe această minunată copilă care a făcut școala la Spiru Haret, acolo unde, la rândul meu, m-am bucurat de împlinirile ei. Mai mult decât atât, Chris este și vecina mea prin locație. Părinții ei, adică, mă rog, familia parentală a locuit și se află chiar alături de mine, în aceeași arie. În aceeași curte. Da, în aceeași curte, da, așa e, așa e, Chris. Copilul, ce bucurie! Da, și pe mine mă bucură extraordinar, am atâta emoție, doamna Țoghina, s-ar putea să nu fiu suficient de coerentă, dar ceea ce vreau să spun este că ea este pe latura aceasta culturală poate cea mai importantă producție a Colegiului Național Spiru Haret. La vârsta de numai 16 ani, un copil care poate să gândească și mai ales să îi se publice cugetări, asta nu este de colo. Eu cred că e unică pentru generația ei. Nu știu ce se mai întâmplă acum, eu fiind profesor de istorie, nu urmăresc fenomenul acesta literar la vârstele lor, dar pentru mine Chris rămâne portretul unui copil excepțional. Dumnezeu să-i dea sănătate și dumneavoastră asemenea, doamnă, și Chris, mi-ai mâncat o întrebare. Chiar voiam să te întreb care va fi spectacolul pe care îl faci la Teatrul Național alături de doi titani ai regiei românești. Poate e bine să spui asta pentru că alăturarea ta acestor două mari personalități este remarcabilă prin alegerea celor care au făcut invitația și care te promovează la Teatrul Național la vârsta ta atât de potrivită pentru ceea ce urmează să fie Nora. Mulțumim mult de tot pentru telefon. Cu toată dragostea. Doamna Maria Ștefan, și vă dorim și dumneavoastră multă sănătate. Să rămână. Și ei să-i fie. Mulțumesc din tot sufletul. Perpetuă. Mulțumim din suflet pentru intervenție. Ce să spunem, eu am rămas fără cuvinte. M-a emoționat foarte și mult mine, intervenția doamnei că Maria Ștefan, pentru că s-a simțit foarte, foarte multă emoție și foarte multă vibrație pozitivă în ceea ce a transmis. Iar pentru mine este vital, pentru că sunt oameni cum este doamna profesoară, care, da, e parte din ceea ce sunt. A pus cărămizile acolo. Da, când eram în liceu. Și sunt oameni pe care îi port în sufletul meu și îi voi purta în sufletul meu până în ultima suflare a vieții mele și este emoționant atunci când îi reîntâlnești și viața nu te ajută de cele mai multe ori să-ți trăiești timp fizic foarte mult cu acești oameni, dar asta nu înseamnă că nu îi porți cu tine. Ne întoarcem la ceea ce porți cu tine de fiecare dată și anume cărțile tale. Avem pe masă, pentru cei care ne ascultă la radio, două volume, două cărți semnate de tine, Dicționarul de Optimisme și Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim. Îmi stă rog să citești din fiecare câteva rânduri. Ce vrei tu? Oriunde se deschide cartea, am deschis mai devreme așa, la 244, e aproape de final. Nu știu de ce aici, dar o să vedem, o să descoperim împreună de ce am ales, de ce s-a ales această carte să se deschidă.
la această pagină. Am așteptat 10 ani clipa care să-mi ofere tot ce au aproximat toate celelalte. Când nu trăiești cu adevărat, 10 ani par foarte mult timp. În esență, 10 ani nu înseamnă nimic. Viața nu este o sumă de timp, ci o sumă de trăiri. 10 ani în care m-am căutat, în care m-am luptat să cred că realitatea în care exist era realitatea necesară. Dacă pe chip mi-era ușor să desenez un zâmbet, sufletul mi-era învelit într-o evidentă nefericire. Arătam celorlalți că mă am, în timp ce știam clar că ceea ce dețin nu sunt eu, ci o proiecție falsă a mea. Eu rămăsesem închis într-un sarcofag, respiram prin gaura cheii lui. Din când în când, respirația mă traversa și mi-atingea sufletul. Îmi aminteam că undeva încă exist, dar nu știam cum să revin acolo. Am încercat tot felul de cărări, niciuna nu m-a apropiat de locul unde mă pierdusem. Într-o dimineață m-am rugat, fără să știu cum. Nu mai știam clar ce înseamnă să te rogi, nu mai știam cum se începe rugăciunea și cum îi vorbești lui Dumnezeu. Parcă nici genunchi nu aveam să mă rog, pierdusem și acest amănunt. Dumnezeu era lângă mine, eu nu-l vedeam, respira lângă mine, eu nu-l lăsam să mă atingă. Am început să plâng, prin fiecare lacrimă ce-mi ștergea obrazul, îl imploram să mă ia de mână și să mă întoarcă la mine. Am văzut o lumină și am plecat pe drumul care mi s-a deschis. M-am aruncat cu credință oarba unui copil și am urmat tot ceea ce mi se arăta. Am ajuns la poalele muntelui. O pădure de mesteceni s-a deschis privirii mele. Nicio cărare. Deci, încotro. Doar un râu. Am început să urc și să țin albia drept călăuză. Liniștea sălbăticiei îmi înțepenea sufletul. Înaintam cu teamă. Fiecare pas părea nedefinit. Dorința de a ajunge undeva era de nestăvilit. Mă pornisem. Nu mai exista înapoi. Cei mai mulți oameni nu sunt ei înșiși, ci alții. Gândurile lor sunt opiniile altora. Viețile lor o imitație. Pasiunile lor un citat din altcineva. Caută neîncetat să rămâi liber. Inima ta poate iubi tot ce dorește. În fiecare răsărit de soare există ceva frumos. Călătoria aceasta nu poate avea sfârșit. Așa este, Cris, că călătoria aceasta nu poate avea sfârșit. Sfârșit, în general, are emisiunea sau timpul pe care îl avem la dispoziție, dar și aici mai există o parte a doua, după știrile orei 1, deci nu ne despărțim acum. O lăsăm pe Miruna în partea a doua. O lăsăm pe Miruna în partea a doua, atunci o să te rog pe tine să ne citești și puțin din dicționarul de optimisme și să ne spui și povestea acestui dicționar. Dicționarul a fost scris la CBL în perioada pandemiei și este prima carte pe care am scris-o... scriu cu stilou tot timpul, nu scriu la calculator, dar de publicat este prima pe care am publicat-o în formă de manuscris și are o grafică foarte specială pentru că eu nu sunt organizată și manuscrisele mele arată mai degrabă ca niște desene, așa că dicționarul de optimisme are o estetică unică. Prin ceea ce este. Trebuie să intrați într-o librărie și să-l căutați, măcar să-l răsfoiți, iar de la jumătate am lăsat pagini albe pentru a continua voi dicționarul. Adică fiecare dintre voi poate să-și ia acest dicționar acasă și să-l continue. E interactiv. Eu acum mor de curiozitate să știu dacă Adriana a scris ceva, pentru că este dicționarul ei. Păi n-avea când să scrie. Dar probabil că urmează, mai ales după această emisiune. Deci citește-ne și de aici. Uite, de la litera fragment. D, că am deschis la litera D. Litera D începe cu: dacă vrei să spui adevărul oricum, pregătește-te să nu folosească. Mulțumesc mult, Cris. Mai avem mesaje de la ascultători. Titina Nica Țene ne scrie: bună dimineața, v-am ascultat de la început. Felicitări, cu așa oameni frumoși la emisiune, nu poți să mai dormi. Și am spus întotdeauna nu se pierd nopțile la Radio România, ci se câștigă timpul la Radio România. Te rog. Uite, mai am câteva chestii haioase, tot la litera D. Da, eu încep să mă mir de ce am scris.
dacă lucrurile trebuie să se schimbe, lasă-le să se schimbe. De ce avem senzația că ceea ce nu controlăm ar aduce ceva rău? Claudiu Chertic, felicitări, oameni deosebiți, oameni ce trebuie mereu promovați, mai ales într-o societate cum este cea de astăzi, în special în România. Le mulțumim pentru mesaje. Chris, ne oprim aici. În partea a doua a emisiunii înțeleg că vom fi doar cu Miruna Ionescu. Tu mâine dimineață de la ora 8 ai repetiție. Da, Nora. Nora. Cu promisiunea că ne reauzim, ne reîntâlnim cel mai târziu la anul pe vremea aceasta, când vom discuta despre deschiderea stagiunii, sperăm noi. Da, și uite, îmi iau la revedere cu ce scrie pe coperta 2 din dicționarul de optimisme. Când ți se pare că nu mai poți, doar ți se pare. Poți mult mai mult. Păstrează-ți lacrimile pentru momentele de fericire. Îți mulțumim, Chris, și te așteptăm la Radio România Actualități întotdeauna cu multă căldură și mult drag. Mulțumesc! Din orice durere, orice păcat, în brațele tale m-am vindecat. O rază de soare e în vocea ta, dragostea ta e salvarea mea. Sufletul și inima ți le ofer, în viața asta și în cer. Să mă iei. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Daniel Negu și vă prezint știrile orei. Salariul minim brut pe țară garantat în plată ar urma să crească de la 3.000 la 3.300 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii. Măsura, care ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie, înseamnă aproximativ 100 de lei net în plus, adică o majorare de la 1.900 la aproape 2.000 de lei. Potrivit documentului, peste 1,8 milioane de angajați vor beneficia în mod direct de creșterea salariului minim. Ministrul Educației Ligia Deca vrea să digitalizeze evaluarea pentru toate examenele naționale. Ea a precizat ieri la un eveniment de specialitate că profesorii evaluatori de la ultima sesiune a bacalaureatului au spus că este benefică această metodă. Pentru tot ceea ce înseamnă digitalizare, de la portofoliul și managementul educațional până la interconectarea bazelor de date, este nevoie de colaborare între furnizori și autoritățile care asigură managementul la nivel local și școli, a explicat Ligia Deca. România ar putea adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii, Visa Waiver, cel mai devreme la începutul anului 2025, a spus ieri ambasadorul american la București, Kathleen Kevelec. Este scopul meu în acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025 pentru că avem de măsurat anual rata de respingere din 1 octombrie până la 1 octombrie. Dacă totul va fi bine, probabil la începutul anului 2025. Sperăm, nu este garantat. Depinde de multe lucruri care se pot întâmpla, dar eu cred că ne aflăm pe drumul cel bun.
Kathleen Kevelec s-a aflat ieri la Oradea pentru a vernisa o expoziție itinerantă care marchează 25 de ani de parteneriat strategic dintre Statele Unite ale Americii și România. Cele 30 de panouri mari cu 150 de fotografii realizate de-a lungul timpului într-un sfert de secol vor putea fi admirate aproape o lună în fața primăriei Oradea, ne-a transmis corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci. Ungaria nu va sprijini Ucraina în niciun for internațional atâta timp cât nu sunt restabilite drepturile minorității maghiare din Transcarpatia, a declarat ieri premierul Victor Orban în debutul sesiunii Parlamentului de la Budapesta, transmite Reuters. El a promis că guvernul său va lupta pentru drepturile maghiarilor din Transcarpatia, în special pentru cele ale copiilor, în toate forurile internaționale. Relațiile deja tensionate din această cauză dintre Kiev și Budapesta s-au degradat și mai mult după ce Victor Orban a refuzat orice sprijin militar pentru Ucraina în război cu Rusia. În iunie, Moscova a predat Budapestei 11 prizonieri de război ucraineni de etnie maghiară, provocând indignarea Kievului. Și datele meteo, în această noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile sud-estice, precum și la munte. Izolat, se va semna la ceață, îndeosebit pe văi și în depresiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Oriental spre 3 grade, dar mai ridicate pe litoral până la 21 de grade. Acum în București sunt 20 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bun găsit! În Liga a doua la fotbal, în Ghencea, Steaua CSM Slatina s-a terminat la egalitate 1-1 în ultimul meci al etapei a șaptea. Au marcat Denis Marin pentru Aspeț și David Matei pentru echipa antrenată de Daniel Oprița. CSM Slatina ocupă locul 9 cu 10 puncte, în timp ce Steaua se află pe poziția 13 cu 8 puncte. Primul loc este ocupat de Șelimbăr cu 19 puncte. În Liga Națiunilor la fotbal feminin, România va întâlni astăzi Finlanda pe arena Arcul de Triunf la ora 19, în al doilea meci din grupă. La debutul în prima ediție a competiției, selecționata antrenată de Cristi Dulca a pierdut în deplasare 1-2 cu Croația. În grupa României se mai află Slovacia. Conform coeficientului UEFA, România face parte din Liga B, iar primul loc în grupa ar aduce promovarea în Liga A, în timp ce ultima poziție ar duce la retrogradarea în Liga C. Federația Olandeză de Fotbal a anunțat că cele 35 de minute rămase din partida suspendată Ajax Amsterdam Feyenoord se vor disputa mâine la ora 15 fără spectatori. Derbiul Olandei a fost oprit definitiv duminică în minutul 55 la scorul de 3-0 pentru Feyenoord, după două întreruperi din cauza lansării de fumigene în tribune. Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte, realizată de Maria Țoghină. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Cineva are să vină la Serviciul de Noapte. După ce în prima parte a emisiunii am discutat cu regizoarea Cris Simion Mercurian, suntem acum în legătură directă prin videoconferință cu Mirina Ionescu, artistă și manager cultural, cu care vom discuta despre recenta participare într-o formulă inedită la Festivalul George Enescu, dar și despre cum ne regăsim în poveștile muzicale interbelice. Așteptăm opiniile sau întrebările dumneavoastră la numerele de telefon 0213120054 sau 0213123644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje pe pagina de Facebook România Actualități, unde transmitem live video. Bun revenit la Serviciul de Noapte, Miruna. Știu că ești la Sibiu. Cu ce treburi pe la Sibiu? Bine, bine v-am regăsit. La Sibiu am ajuns pentru că ne pregătim pentru noi proiecte ale spectacolului și proiectului nostru Poveste din Bucureștiul de odinioară. Poveștile care se regăsesc de altfel în toată țara, pentru că chiar acum am descoperit, de curând de altfel, că Mână Birjar s-a scris chiar aici, la Sibiu, pe o terasă a unui restaurant celebru.
mai multe, însă despre Sibiul interbelic și despre continuarea poveștii noastre la Sibiu vom povesti în lunile ce vor urma, pentru că ne pregătim de acest proiect, de aceea și eu zilele acestea mă aflu la Sibiu. Întâi începem cu documentarea. Ca de fiecare dată, tu faci lucrurile foarte temeinic înainte de orice proiect, te documentezi foarte, foarte bine. Știu că în urmă cu un an discutam despre proiectul tău de digitalizare, de punere la dispoziție publică într-un site special a acestor valori muzicale interbelice. Cum stai cu acest proiect? Ai reușit să construiești acea bibliotecă artistică, da, muzicală suntem, a unui București interbelic? Da, suntem pe drumul cel bun. În ianuarie anul trecut, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea compozitorului Nicolae Chirculescu și lansarea dublu compact discului cu muzică instrumentală a maestrului Chirculescu, realizat de soția maestrului Chirculescu, Marieta Bratu Chirculescu, am prezentat în fața specialiștilor muzicii românești, în fața domnului președinte al Uniunii Compozitorilor și muzicologilor din România, domnul compozitor Dan Dediu, în fața specialiștilor din radio care au participat la acea prim lansare, o primă etapă a bibliotecii interbelice, iar acum în noiembrie, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea maestrului Ion Vasilescu, cel care a fost considerat părintele muzicii ușoare românești, vom prezenta oficial această bibliotecă, iar din 4 noiembrie, din luna noiembrie, ea va deveni publică și va putea fi accesată de oricine. Ecourile festivalului Enescu încă nu s-au stins, iar iubitorii muzicii de calitate sunt încă sub vraja acestei muzici de calitate. Pentru tine această ediție a fost una cu adevărat specială. Înainte de a vorbi despre de ce este specială această ediție pentru tine, îți propun să ne oprim pentru câteva minute și să ascultăm ceva. Este vorba de o înregistrare realizată de colega noastră de la Radio România Internațional, Olivia Sima. Ea a fost în Piața George Enescu și de aceea îi rugăm pe ascultători să nu se supere dacă poate calitatea nu este una așa cum i-am obișnuit la radio. Este o înregistrare live pe care o difuzăm acum, după care ne întoarcem la dialog, dar mai întâi ascultăm ceva. Și reacțiile publicului, au fost aplauze. Da. Unde era acest moment? Ciulandra interpretată de tine,
Da. Împreună cu colegii cu care... Împreună cu violonistul Valentin Albeșteanu și cu Taraful de Oraș, un moment din spectacolul Poveste din Bucureștiul de odinioară, pe care l-am susținut în piața festivalului George Enescu, sâmbătă seară, în fața unui public extrem, extrem de numeros. 2400 de oameni, spuneau cei de la ISU, au fost în final, în picioare, aplaudând concertul nostru, alături de orchestra Sinfonica Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, condusă de dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea, cărora le mulțumim pentru această colaborare extraordinară. Nu este primul concert pe care îl realizăm împreună, însă de data aceasta am simțit parcă cu toți o emoție atât de puternică, o emoție care s-a transformat într-un zbor. Și când spun zbor, cred că a fost de altfel un zbor, un omagiu adus păsării măiastre, pentru că, iată, ne despărțeau doar două zile de momentul în care se împlineau cei 110 ani de la nașterea Mariei Tănase. Iar momentul dedicat Mariei Tănase din concert a fost o reverență în fața acestui zbor neîncetat. Cum ai simțit publicul, de regulă obișnuit cu muzica clasică, de înaltă ținută, atunci când a ascultat piesele interbelice atât de îndrăgite, atunci când a ascultat Șuleandra, cum a reacționat publicul? A fost extraordinar, un public extraordinar, un public care parcă își dorea această întâlnire a Bucureștiului cu muzica lui, un public care dorea parcă să cunoască poveștile acestor muzici. Era extraordinar modul în care liniștea se așternea și ascultau, iar la final ropotele de aplauze. Coșarul pe care de asemenea l-am cântat a fost primit cu urale de către cei din piață. De asemenea, muzica lui George Boulanger, a lui Grigoraș Tinicu. A fost Valurile Dunării, interpretate de orchestră, a fost cu adevărat o bucurie imensă. Uite, ne oprim și ascultăm și Coșarul, după care iar ne întoarcem la dialog, pentru că iarăși Olivia, fiind acolo, ne-a ajutat cu aceste înregistrări și îi mulțumim colega noastră de la Radio România Actualității. Iată să vedem cum a sunat Coșarul în spațiu liber în piața festivalului George Enescu. Unul dintre cântecele simbol ale Bucureștiului a fost lansat pe scena Teatrului Cărăbuș de maestrul Colea Răutu. Hai, coșar, coșar! Hai, coșar, coșar, vin oraș, coinar, coinar, l-a bătut un om într-un car și s-a luminat. Uite pe trotuar, uite trece un coșar și de la-i tărit poți învi pe-i fericit. Te-ai ieșit coșarul drum și închipui că de-acum crești de voi lega durere, te pot duce ca un fum. Și închipui că de-acum ești nevoi, necat,
Într-adevăr, la Radio România Actualități, cel puțin în această noapte, cu cele două invitate ale nopții, Cris Simion Mercurian și cu tine, Miruna Ionescu, griji, nevoi, necaz, durere, se tot duc ca un fum și rămâne doar bucuria a două invitate cu adevărat speciale și valoroase din punct de vedere artistic. Miruna, ce reprezintă pentru tine ca artist prezența pe una din scenele Festivalului Internațional George Enescu? A fost o mare reușită pentru noi și totodată un gir al calității proiectului nostru. A fost încă o dovadă a faptului că suntem pe drumul cel bun. Vreau să mulțumim Arcub pentru invitația de a face parte din categoria celor invitați în festival, în piața festivalului. Chiar am simțit că această muzică nu este doar un gen ușor. Se spunea că muzica ușoară, genul ușor, trecător, nu, dă-i nu e. Frumusețea acestor compoziții, iată că reușesc să învingă, trecerea anilor, și să rămână acolo în mintea și în sufletul bucureștenilor și cred că tuturor românilor. Pentru că peste tot, pe unde călătorim prin țară cu acest proiect, este foarte, foarte bine primit. La Râmnicu Vâlcea, în martie, am avut primul concert alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ion Dumitrescu și ne-am bucurat de o sală arhiplină. De asemenea, la Craiova ne-am bucurat de tot de o sală arhiplină. Așadar, peste tot unde ajungem prin țară, vedem că publicul vine cu sufletul deschis să se întâlnească cu acest frumos trecut muzical al Bucureștiului și al României interbelice. Pentru că nu se asculta doar în București coșarul sau vrei să ne întâlnim sâmbătă seară. Așa cum povesteam, ele au fost cântece care au trecut chiar și Carpații, chiar și granițele țării, pentru că au fost cotate în topurile muzicale chiar și ale țărilor din Occident. Ne gândim la New York, ne gândim la Berlin, la Viena, la Paris, unde se ascultau aceste cântece. Și în proiectele noastre viitoare vom evoca cântece care au fost în topurile internaționale, cântece compuse de maestrul Ion Vasilescu, de Nicolae Chirculescu, de Eli Roman. Deci vom auzi despre aceste lucruri cât de curând? Cât de curând, da. Pregătim noi proiecte. Sigur, rămânem în aceeași arie a muzicii interbelice, a acestei perioade extraordinare, pentru că există foarte multe povești încă nespuse, uitate prin ziare, prin cărți, prin amintirile oamenilor care acum văzându-ne pe noi încep să ne caute și să ne povestească sau să ne spună, știți, am un articol din ziarul Universul sau Adevărul, nu vă interesează. Este foarte frumoasă această întâlnire cu oamenii care vin spre noi voluntar și se oferă să ne pună la dispoziție arhiva lor culturală. Unde pot descoperi ascultătorii Radio România proiectul vostru Poveste din Bucureștiul de odinioară? Momentan noi nu l-am urcat pe vreun site muzical, cum ar fi YouTube sau alte platforme de genul acesta. Momentan doar în sălile de spectacole. Iar de curând, de fapt în aprilie, am avut premieră la Teatrul Constantin Tănase, Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București. A fost odată
în București, un spectacol care aduce în atenție tot muzica interbelică, dar doar cea lansată pe scenele teatrelor de vodevil ale perioadei interbelice. Așadar, dacă ascultătorii vor și își doresc să ne vadă, îi așteptăm în sala de spectacole a Teatrului Constantin Tănase să urmărim, să se bucure de spectacolul A fost odată în București, alături de mine pe scenă violonistul Valentin Albeșteanu, taraful de oraș, colegii noștri la pian Valentin Cucu, contrabas Nicolae Petre, acordeon Daniel Mustățea. Miruna, pentru că am discutat despre prezența voastră pe una din scenele Festivalului Internațional George Enescu, o scenă în aer liber, și pentru că până acum tu ai cântat în săl de spectacol sau în săl de teatru sau în spații mai degrabă care se pretează la acest gen de muzică, de ce să nu spunem în localuri, deci în zone închise cu un anumit tip de acustică, cu un număr poate mai mic de participanți, de ascultători. Cum a fost și ce provocări ați avut atunci când a trebuit să cântați în aer liber, pe o scenă în aer liber, cu un public divers, mult mai numeros? Cum s-ar spune, a fost, păstrând proporțiile și înțelegând gluma, a fost concertul vostru de stadion. Da, așa este. Nici nu cred că ne-am gândit la acest aspect. Nu cred că am avut timp să ne gândim. Emoțiile erau foarte mari pentru că știam ce înseamnă scena Festivalului Internațional George Enescu, știam calitatea pe care trebuie să o oferim atunci când urcăm pe acea scenă, știam cine a mai urcat pe scena Festivalului George Enescu și cred, poate, sper să nu mă înșel, este pentru prima dată când în Festivalul George Enescu se aude muzica Bucureștiului interbelic. Nu ne-am gândit modul în care vom reuși să îi captăm pe cei 3.000 de oameni care au trecut prin piața George Enescu. Ne-am gândit doar să reușim să păstrăm acea atmosferă, acea atmosferă pe care o cultivăm în fiecare spectacol, intimă și în același timp atât de personală. Fiecare în parte, într-un vers poate, sau într-o armonie, să se regăsească. Și nu cred până la urmă că există bucureștean care să nu vibreze atunci când aude Coșarul. Nu cred că există om sau român care să nu vibreze atunci când aude sunetul viorii pe care a cultivat-o Grigoraș Dinic cu acea muzică extraordinară. Sau cântecele Mariei Tănase. Și atunci dorința noastră a fost doar să dăruim. Să dăruim tot ce putem noi mai frumos, tot ce această muzică a oferit la rândul ei, tot ceea ce și-au dorit acești compozitori, pentru că ei și-au dorit să creeze un univers sonor. Au reușit la vremea aceea. Dar ce păcat ar fi fost dacă îl lăsam ca peste acest univers sonor să se așeze tăcerea. Și atunci faptul că ușor, ușor i-am dat glas și i-am dat viață, iată că publicul a simțit acest lucru și l-a primit ca atare. Mă gândeam acum că în ceea ce ne privește pe noi la Radio România, tăcerea nu se așterna, pentru că noi difuzăm în mod regulat la Radio România melodiile originale, dar sigur suntem că muzica... Singuri. Muzica live este altfel trăită și probabil că aducând-o voi în atenția publicului larg, s-ar putea ca, cine știe, artiști din generația aceasta nouă să facă, am văzut că se poartă acum remixurile, reinterpretările după piese clasice și de ce nu, poate vom auzi Coșarul sau poate cine știe ce alte piese din perioada interbelică remasterizate, reinterpretate pe ritmuri actuale, ca să spun așa, mai aproape de generația tânără, mai ales că tinerii rezonează la acest tip de muzică și, în general, am văzut că este o modă, se întorc către trecut și ei. Da, da, ce... se întorc către trecut, erau foarte mulți tineri în piață și am fost surprinși să vedem atâția tineri în piață care au stat de la început și până la sfârșit. Și ceea ce a fost mai plăcut și mai frumos, aș putea spune, că ascultau poveștile.
ascultau evocările despre acești compozitori. Și într-o masă de oameni să auzi liniștea era extraordinar, pentru că îți dădeai seama că este important pentru ei și dincolo de muzică ce s-a întâmplat. Să știe ce s-a întâmplat. Da, da. Pentru să știe povestea, să știe cine a lansat acel cântec, de unde a apărut. Că exista un teatru Alhambra, exista un teatru Cărăbuș, un teatru Ventura, unde Leni Kaller, actrița Leni Kaller, a lansat unul dintre cele mai frumoase șlagere ale Bucureștiului interbelic, Nu mai plânge baby, compus de Eli Roman. Să știe că exista un restaurant continental unde după fiecare spectacol... Mă gândesc acum că pentru tinerii actuali, probabil ei cred că muzica se naște în computer, deci e ceva extraordinar să-și dea seama că pe vremuri într-o cârciumă se nășteau șlagăre nu naționale, ci internaționale, aflate pe primele locuri în topurile internaționale, da? Sau europene. Muzica se scria atunci pe foi volante. Foarte multe dintre aceste cântece de-astea nu au mai fost păstrate. S-au cântat atunci pe scenă și pe urmă au dispărut, pentru că a venit războiul și aceste foi volante s-au pierdut. Nu au mai existat. Sunt păstrate doar partiturile ieșite la editurile Armonia sau Țicuieșanu. Sau la Uniunea Compozitorilor ulterior, în momentul în care a apărut editura muzicală. Dar pe vremea aceea, creionul era cel care așeza muzica pe portative. Iar valoarea o dădeai live în fiecare seară. Exact, exact. Ceea ce de altfel faceți voi. Voi cântați live tot timpul. Da, noi cântăm live tot timpul, înregistrări. De asta nu avem înregistrări, pentru că de cele mai multe ori noi cântăm live și este o întrebare frecventă. Unde aveți înregistrările? Înregistrările în sălile de spectacol. Pentru acolo că este o anumită energie care se transmite. Da, este, iar pentru tineri este o experiență să vadă că se poate să faci muzică și fără să beneficiezi de toate avantajele tehnologiei, ci doar cu niște instrumente și cu vocea umană, care sigur este cel mai fin instrument muzical. Sunt curioasă, Miruna, cum ai descoperit pasiunea pentru muzica interbelică și ce te-a atras în special către acest gen muzical? De ce nu alt gen? Știu că ai început cu folclor. Da, am început cu folclorul, însă întâlnindu-mă cu violonistul Valentin Albeșteanu, am descoperit acest univers sonor. Într-o zi, întâlnindu-le la festivalul dedicat memoriei tatălui său, maestru Ion Albeșteanu, evocat de asemenea pe scena festivalului Enescu, într-o discuție cu Valentin, mi-a povestit despre această muzică și mi-a propus să o ascult mai mult și dacă îmi place și dacă vreau, să încercăm un proiect împreună. Și am încercat acest proiect. A început în urmă cu 6-7 ani, nici nu cred că mai țin bine minte câți ani au trecut de muncă. Am început în formula de taraf, l-am urcat pe scenă și ușor, ușor am adus și orchestra simfonică lângă noi. Este o muzică în care pot de foarte multe ori să-mi liniștesc sufletul. Este o muzică în care poți visa, în care poți să te odihnești. O muzică adevărată, cu versuri extraordinare, mesajul pe care îl transmite este de cele mai multe ori copleșitor pentru mine. Pentru că versurile acelea scrise de Puiu Maximilian sau de Jacques Fulga sau de Henri Negrin, Habar n-ai tu, de exemplu, are un text extraordinar de frumos. Și atunci, fiind și actriță, nu aveam cum să nu rămân impresionată de această muzică în care versul și muzica
sunt un tot. Pentru că ai pomenit de faptul că ești actriță, mai ai timp să mai joci? Nu. Nu mai ai timp să mai joci. Atunci mergem către partea de manager cultural. Cum te implici în calitate de manager cultural în diverse proiecte? Calitate de manager cultural am înființat Asociația Culturală ProCultArt, care se ocupă de această bibliotecă digitală și pe viitor ne propunem, și asta vă spun în premieră, realizarea Festivalului Internațional al Muzicii Interbelice la București. Este un proiect pe care îl gândesc împreună cu Valentin, de a aduce în România același gen muzical cântat de alți artiști din alte țări. Avem aici, de exemplu, doar dacă ne gândim la Franța, dacă ne gândim la Marea Britanie, Germania, Statele Unite ale Americii, și de acolo avem ceva diferit. Cred că și Italia poate contribui, și Spania, desigur. Și Portugalia și poate Portugalia. Contribui. Deci sunt câteva provocări și nu ne-am oprit în zona balcanică, în zona Balcanilor, unde iarăși avem o întreagă varietate de ritmuri și de idei care ar putea fi readuse în atenția publicului larg. Da. Iar acest proiect chiar sperăm să-l punem cât mai repede în practică. Să continuăm prin promovarea compozitorilor perioade interbelice și a textierilor. De asemenea, vorbeam mai de mult despre editarea unei cărți, biografiile acestor compozitori și textieri. Cercetarea nu este deloc una simplă, pentru că înseamnă arhive, iar tot ceea ce implică arhivă presupune foarte, foarte multă muncă. Nu se găsesc întotdeauna despre toți compozitorii informații, nici măcar în biblioteci sau în Societatea Română de Radiodifuziune, care mi-a permis cercetarea, însă atât cât găsim, noi vom așterne în acele pagini și în bibliotecă, pentru ca ele să rămână mărturie peste ani. Poate dintre cei care ne ascultă și au în posesie astfel de documente sau pot ajuta, te contactează și poate mai ai acces la surse de informații, de documentare. Da, sigur, deja am doi voluntari ai bibliotecii, doi tineri, dacă vă puteți imagina, în vârstă de 20 de ani amândoi, care sunt colecționari de astfel de materiale. Sunt muzicieni? Care... Nu? Nu. Nu. Nu sunt muzicieni, dar sunt mari iubitori ai muzicii interbelice și mi-au pus la dispoziție multe materiale legate de această perioadă. Care consideri că sunt cele mai semnificative contribuții ale muzicii interbelice la cultura românească? În primul rând, muzica ușoară interbelică a îmbogățit peisajul. Până în momentul apariției marilor compozitori Ion Vasilescu, Nicolae Chirculescu, Ionel Fernic, România nu excela în acest gen. Nu putem spune că își găsise filonul românesc. Însă, așa cum spune maestrul Nicolae Chirculescu, tot ceea ce au compus cei din perioada interbelică a avut acest filon românesc. Au cules din muzica românească, chiar și din folclor, cum spunea maestrul Ion Vasilescu. Am cules chiar și din folclor și am dat muzicii ușoare românești. Odată cu apariția lor, a căpătat muzica românească identitate. Muzica ușoară românească și-a căpătat identitatea ei și a putut să strălucească dincolo de hotare. Este ceea ce am înțeles eu din tot ce am studiat până acum. George Sbârcea, Fiorel Cosma și ce au povestit marii compozitori ai perioadei. Însă despre modul în care, din punct de vedere muzical, această muzică a influențat
cultura românească, am să-i las întotdeauna pe specialiștii care au terminat sau au studiat conservatorul și muzica. Pentru că eu doar am cules aceste informații și le-am pus cap la cap, nefiind specialistă în acest domeniu muzical. Ai în programele pe care le derulezi, ai și proiecte care vizează tinerii, adolescenții? Nu. Nu ne-am axat clar pe adolescenți sau pe tineri, nu, pe publicul larg. Dar încercăm să aducem, sigur, prin metodele actuale de promovare, tot ce înseamnă rețele de socializare, încercăm să aducem tinerii aproape de această muzică. Poate că este un pic mai greu, pentru că cred că ai nevoie de oarecare pregătire culturală ca să poți să înțelegi această muzică. Și ea vine odată cu experiența vieții. Odată cu acumularea anilor. Un tânăr de 15-16 ani nu cred că poate să înțeleagă la fel de bine ca unul de 30-40, habar n-ai tu. Și atunci această muzică clar se definește de la început ca fiind o muzică pentru cei deja un pic trecuți prin viață, spun eu. Ne oprim iarăși pentru câteva clipe, revenim în direct, dar mai ascultăm puțină muzică, tot înregistrare din spectacolul pe care voi l-ați susținut pe una din scenele Festivalului Internațional George Enescu. Thank you.
L-am ascultat pe Valentin Albeșteanu, desigur. Da. Și o interpretare extraordinară din concert, care a cules foarte multe aplauze, ropote de aplauze. Da, amintirea concertului este încă vie în sufletele noastre. Au fost momente minunate pe care le-am trăit, așa cum vă spuneam, alături de Taraful de Oraș, de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu, Vâlcea, Tiberiu, Dragoș Oprea, dirijor, managerul Filarmonicii, Petruț Constantinescu, căruia îi mulțumim pentru toate colaborările extraordinare pe care le-am avut până acum. De asemenea, îi mulțumim domnului Ioan Dobrinescu pentru orchestrațiile. Colegului nostru de la Radio România. Da, da, pe care ni le pune la dispoziție și tuturor celor care ne sunt alături de ani de zile în promovarea acestui proiect de, până la urmă, de salvăgardarea patrimoniului imaterial al acestei muzici. Pentru că asta ne dorim. Ne dorim să aducem cât mai aproape de public, indiferent de vârstă, această muzică, poveștile ei și să nu le lăsăm să dispară. Pentru că este un patrimoniu extrem de bogat, care vorbește despre identitatea culturală a poporului român. Este un segment care poate de foarte multe ori a fost vitregit din cauza timpurilor pe care le-am trăit, însă el există în continuare și ar fi pecat să-l lăsăm uitării, pentru că asigură un patrimoniu, mă repet, un patrimoniu extraordinar. Miruna, în care avem multe de cules. Miruna, cum a evoluat interesul publicului pentru muzica interbelică în acești 5, 6, 7 ani de când te ocupi de acest proiect și cum ați contribuit voi la creștere, dacă ți se pare că există o creștere în ceea ce privește interesul publicului? Surprinzător de bine. Din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați de această muzică. N-aș spune că din cauza sau datorită nouă, ci pur și simplu pentru că se creează un fel de emulație în jurul acestei muzici. Prin povești, prin ce dăruim, prin ce dăruiesc și alți artiști, pentru că nu suntem singurii care abordăm această muzică și atât că reușim să creăm un nucleu al oamenilor care promovează și iubesc această muzică. Și în diferite părți, această muzică reușește să răzbată și să ajungă la cât mai mulți oameni. Într-adevăr, oamenii se întorc la un moment dat către adevăratele valori. Și atunci când îți întorci privirea către aceste valori, descoperi muzica. Descoperi muzica interbelică, descoperi muzica clasică, descoperi ceea ce vrei să descoperi. Contribuția noastră, nu știu în ce măsură a fost, însă mă bucur să văd sălile de teatru pline. De fiecare dată la teatru avem spectacolele sold out. M-am bucurat să văd piața festivalului George Enescu plină, arhiplină, pentru muzica interbelică. Se știa că se va cânta muzică interbelică. Indiferent unde dăm spectacol, așa cum vă spuneam, oamenii vin să asculte această muzică. Ceea ce înseamnă că încă există dorință ca muzica aceasta să fie rostită, cântată, povestită. Și noi credem că ușor, ușor va deveni un gen muzical important. Atât pentru media, tot ceea ce înseamnă media, radio și televiziune, și aici nu mă refer la Societatea Română de Radiodifuziune, care într-adevăr sprijină promovarea acestei muzici, sau Societatea Română de Televiziune, care din când în când mai oferă publicului iubitor de acest gen muzica veche.
Eu sper ca și ceilalți să-și îndrepte privirea către patrimoniul românesc. Avem ce asculta și avem ce povesti. Care sunt principalele provocări cu care tu te-ai confruntat în legătură cu promovarea muzicii interbelice? Probabil partea de documentare, despre care ai spus că este foarte dificilă, este dar foarte alte provocări? Dificil. Alte provocări, bineînțeles că sunt și de natură unele financiare, în momentul în care cultura, știm cu toții că de foarte multe ori este subfinanțată. De asemenea, la început, oamenii nu înțelegeau foarte bine exact ce înseamnă această muzică ușoară interbelică. Ea era de foarte multe ori confundată cu muzica lăutărească, ori ele sunt două genuri distincte. De asemenea, faptul că era un gen învechit, se spunea. Prăfuit. Prăfuit. Și poate că nu mai aveau răbdare să îl asculte în adevărata lui, în adevăratul sens. În momentul în care însă au descoperit povești, armonii și tot acel peisaj în care se spune povestea, atunci s-au apropiat și au descoperit-o. Au fost provocări diverse și încercări diverse, pentru că când noi am urcat acest spectacol pe scenă, așa cum vă spuneam, oamenii nu înțelegeau exact despre ce este vorba muzica interbelică. Și aveam senzația că este un gen al oamenilor în vârstă. Ori cu timpul s-a dovedit că iată și tinerii vin și ascultă această muzică și mai mult bucureștenii se identifică cu ea. În momentul în care s-a cântat Coșarul și vedeam pe fețele oamenilor bucuria întâlnirii cu coșarul lui Colea Răutu, cred că mulți îl aveau în imagine pe maestru Colea Răutu, atunci îți dai seama că această muzică are viață. Este adevărat că este o veste bună ceea ce spui tu și sunt curioasă din această perspectivă dacă dincolo de ceea ce faceți voi ai mai identificat și alți artiști, alți interpreți care au potențial în această direcție. Sigur. Cred că anul acesta sau anul trecut am ascultat Camerata Regală într-un concert foarte frumos, dedicat muzicii interbelice. Sunt și alți artiști care promovează această muzică în sălile de spectacole de teatru și noi sperăm la cât mai mulți. Pentru ca această muzică să nu piară, nu putem rămâne doar câțiva și este important să vină cât mai mulți. Să cântăm această muzică, inclusiv noi am adus invitați în spectacol care îndrăgesc această muzică și s-au apropiat de ea și sperăm că tot mai mulți artiști vor îndrăgi și vor aborda acest repertoriu. Este mare, este vast, avem de unde alege. Avem de alege. Unde. Care este cel mai memorabil moment pe care l-ai trăit în calitate de interpretă de muzică interbelică? Sincer vă spun? Da. Festivalul George Enescu. Festivalul Internațional George Enescu, finalul acela în care toți oamenii erau în picioare și noi nu mai puteam ieși după scenă, deși dădusem cele două bisuri, a fost extraordinar, pentru că, așa cum vă spuneam, această muzică și-a câștigat dreptul la nemurire. A fost reverența noastră, omagiu adus compozitorilor, textierilor și interpreților acelei perioade și ne-am bucurat să-i evocăm în fața publicului, așa cum sunt convinsă că și-ar fi dorit. Pentru istoria muzicii ușoare românești este un an important, 120 de ani Nicolae Chirculescu, 120 de ani Ion Vasilescu. Sunt cei doi mari compozitori care au contribuit la dezvoltarea acestei muzici și care au lăsat compoziții
cu adevărat extraordinare genului muzicii ușoare românești. De asemenea, sărbătorim 130 de ani de Georges Boulanger, Gheorghe Pantazi, pe numele lui adevărat, părintele cafe-concertului, pe care Valentin Albeșteanu îl evocă pe strune de vioară. Iată așadar de ce poveste din Bucureștiul de odinioară anul acesta avea de spus foarte multe și festivalul George Enescu ne-a dat ocazia aceasta de a omagia acești ani atât de importanți. Avem un mesaj de la o ascultătoare, este vorba de Alexandra Tara, care ne îmbrățișează cu drag și adresează felicitări invitatelor acestei nopți și ție, Miruna, și lui Chris Simion. De asemenea, transmite salutări și colegilor din regia de emisie, dar mai ales toată prețuirea pentru ce realizează, ce pun în scenă, pentru spectacole, pentru teatrul nou născut, clădit din pasiune și iubire. Vă prețuiesc, oamenii adevărați. Aplauze și felicitări. Mulțumim Alexandrei Tara pentru acest mesaj de încurajare. Iată, mulțumim. Oamenii la această oră vă adresează mesaje și se bucură că pot să vă asculte, că pot să înțeleagă ceea ce simțiți, ceea ce gândiți. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vreau așa să le spunem ascultătorilor, dacă nu luați totuși în calcul să aveți și o prezență în zonele mai accesate de tineri, un CD, poate o prezență pe rețelele sociale. Sigur că da, sigur, pregătim albumul Poveste din Bucureștiul de odinioară, însă toate le facem treptat, va fi un album special, o să vedeți și de ce, nu spunem mai multe, este o surpriză și suntem nerăbdători să-l realizăm. Noi sperăm să-l prezentați albumul aici la Serviciul de Noapte sau măcar într-una din emisiunile Radio România Actualități. Promitem. Mai ales că muzica interbelică, s-a auzit live la Radio România în perioada interbelică și ne amintim cu toții, știm din istoria radioului public cum ascultătorii stăteau lipiți de aparatul de radio tocmai pentru a asculta în direct ceea ce interpretau artiștii la microfoanele Radio România. Așa este. Radio România a contribuit la această muzică, la promovarea ei, la existența ei. Fără Radio România nu ar fi existat, poate, bogăția acestei muzici. Arhiva, fonoteca radio este atât de bogată în muzica interbelică, încât nu cred că poate fi pentru că vorbim de bogăție și despre faptul că multe din piese, partituri nu s-au păstrat. Iată că totuși la Radio România măcar le găsim poate în formula audio și pot fi reconstituite într-o oarecare măsură de către specialiști. Pe de altă parte, și aici trebuie să existe, fiind vorba de o bogăție, trebuie să existe și un proces de selecție. Cum abordezi acest proces de selecție a pieselor repertoriului pentru interpretarea muzicii interbelice? Cine le alege? Valentin? Tu? Voi împreună? Alături de Taraf? Le discutăm împreună. Le discutăm întotdeauna împreună. Și este în funcție și de acest simțim și de tematica concertului și de ce anume vrem să punem în evidență. În concertele viitoare vom aduce alte piese ale acestor compozitori ai perioadei interbelice. Nu avem un criteriu, același criteriu tot timpul. Este în funcție de modul în care curge povestea. Piesele de asemenea se leagă în funcție de poveștile pe care le găsim și în momentul în care simțim că o anumită poveste pune în evidență o altă piesă, atunci le așezăm una lângă alta. Este o continuă cercetare. Fără cercetare nu am putea să creăm. Documentarea stă la baza fiecărui concert și de aceea este important întâi ce materiale găsim ca să știm ce piese alegem. Mulțumesc, Miruna, și cum spuneam, te mai așteptăm la Serviciul de Noapte cu viitoarele proiecte și de ce nu alături de Valentin Albeșteanu ca și în precedenta ediție. Împreună. Ediția din această noapte a ajuns însă la final. Cristi Mion Mercurian și Miruna Ionescu au fost invitatele acestei ediții.
Le mulțumesc pentru prezență și le mai aștept mâine noapte. Colegul meu, Felix Crainicu, continuă dialogul despre lumea teatrului, dar cu invitații de la Chișinău. Luminița Voinea și Luciana Gingăra și redactor, Marius Țoghină, transmisia video, Adriana Anica și Claudia Buzică, regia de emisie și la microfon Maria Țoghină. Aceasta a fost echipa serviciului de noapte. În numele tuturor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim joi noaptea într-o ediție în care vom redescoperi avantajul oxigenului. La Radio România Actualități urmează știrile orei 2. Până la atunci, Valentin Albeșteanu.